Consilierii județeni PNL, prin vocea lui Alexandru Panea, l-au acuzat pe președintele Consiliului Județean că încalcă regulamentul forului. Concret, Alexandru Panea a declarat nervos că decizia președintelui Ștef, prin care zilele județului schimbă data de organizare, în același timp cu zilele orașului Satu Mare, este una ilegală. Președintele Consiliului Județean s-a apărat, declarând că nu a fost luată nicio decizie oficială, iar problema urmează să fie discutată în următoarea perioadă. Șeful Serviciului pentru Imigrări Satu Mare, subcomisar Marian Chintri, și-a declarat azi în cadrul ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică că autoritățile de la București au renunțat la ideea de a mai înființa la Satu Mare centre pentru imigranți. Asta ca urmare a scandalului provocat de statul român la Tășnat și la Mădăras.